Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, nu găsește sufletul meu plăcere în el. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Am constatat că în ultima vreme cel mai mare atac care se dă asupra celor ce sunt pe calea Domnului este în ceea ce privește credința. Să li se spulbere credința în cuvânt, în autoritatea lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm însă în Scriptură, tot ceea ce suntem, suntem prin credință. Nu prin ceea ce putem noi să facem, nu prin faptele noastre, nu prin aptitudinile noastre, nu prin talentele noastre, ci prin credință. Și credința, întâi de toate, este darul lui Dumnezeu. Credința nu o fabricăm noi, ci credința ne este dată de El. Și credința vine în urma auzirii cuvântului. De aceea este foarte important ca în vremurile acestea să ne preocupăm foarte mult cu citirea cuvântului. Citind cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă l-ai citit de mai multe ori, de fiecare dată vei descoperi adevăruri care le vei înțelege proaspăt și sunt pentru tine și sunt de folos. Credința este, de fapt, aceea care ne ancorează în făgăduințele lui Dumnezeu. Și apostolul care scrie epistola către evrei spune așa: prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care nu se văd. Credința ne pune în legătură cu lucrurile veșnice ale lui Dumnezeu și prin credință noi intrăm în cunoștința adevărurilor care niciodată nu le putem explica. Dar ele ne fac bine și ne sunt de mare folos. Aș vrea să vă întăresc tot mai mult convingerea că ceea ce poate să vă dea statornicie în vremurile acestea schimbătoare, grele, pline de tulburări, este credința. Și această credință este credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și ajung la concluzia finală spunând: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cercetați credința care o aveți. Dacă este pusă la îndoială, atunci veniți din nou la sursa de autoritate care este cuvântul lui Dumnezeu. Și căutați să experimentați, exersând adevărurile acestea din Scriptură, care vă vor da multă, multă bucurie, vă vor aduce împlinire, vă vor da satisfacție adevărată. Prin credință putem să biruim toate lucrurile. Dacă vreți, citiți capitolul 11 din Evrei și veți vedea câte multe lucruri s-au rezolvat prin credință, pentru că este calea pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Dumnezeu să ne dăruiască tot mai multă credință și să o întărească și să o facă activă. Amin.